Agricultorii solicită suportul statului pentru a le compensa TVA-ul de la importul de pesticide și fertilizanți. În caz contrar, ei spun că nu vor putea face față cheltuielilor pentru că aceste produse s-au scumpit de 3 ori. Mai mult, aceștia au nevoie și de identificarea de noi piețe pentru a-și putea comercializa fructele. Pentru a ajutora producătorii agricoli, statul urmează să compenseze parțial costul la motorină. Un proiect de lege care prevede acest mecanism a fost adoptat astăzi de către Parlament. Tatiana Doagă face parte dintr-un grup de producători de mere cireșe, caise și piersici de la Tudora Ștefan Vodă, care deține în total peste 70 de hectare de livezi. Din cauza lipsei unei piețe de desfacere, ea spune că au rămas în depozite peste 200 de tone de mere. O altă problemă este scumpirea fertilizanților. Livada trebuie îngrijită ca să nu dea dăunături, trebuie curățită, trebuie chimia, dar ea s-a scumpit de 2-3 ori. De unde o să luăm banii ăștia? Nu știm. Pomicultorii spun că au nevoie stringentă de susținerea statului. Pentru producerea unui kilogram de mărs cheltuie cam un leu de fertilizant și produse de uz fitosanitar. Ele s-au scumpit de 3 ori. Cum vă gândiți? O să scumpească și producția. De ce? Noi am cerut ca să fie compensat TVA-ul de la importul de pesticide și fertilizanți. Și fertilizante și produse de uz fitosanitar, atât la culturile agricole, în fitotehnie, cât și în domeniul pomiculturii. S-au plantat multe anuare, pomicultura și viticultura, sunt strict necesare. În prezent, Ministerul Agriculturii poartă discuții cu autoritățile azere pentru a facilita importul fertilizanților. Am favorizat legal accesul importatorilor la importul fertilizanților care nu erau înscriși în registrul nostru național. Pe partea de ajutoare din partea statului, examinăm toate posibilitățile cum am putea să ajutăm producătorii agricoli. În acest an, fondul de susținere a agricultorilor constituie 1,75 de miliarde de lei. 200 de milioane de lei vor fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură la compensarea parțială a accizelor la motorină.